Andrada Bărțăvan și Lazar Arman veniseră cu altă dispoziție și cu alte gânduri și presupun că și pe voi v-a luat vestea asta la fel de tare ca și pe noi. Da, abia acum am aflat și noi cum am ajuns în platoul dumneavoastră. Bine ați venit! Bine v-am regăsit! Bine v-am găsit. Ne pare tare rău. Din păcate, tot mai mulți artiști pleacă dintre noi și... Vă le-ați cunoscut? Nu, a fost dintr-o altă generație. Bineînțeles că îl admiram și de când eram noi micuți știam despre acest nume, despre ce vorbim. Este un nume foarte mare și am crescut cu cântecele domnului. Noi veniserăm să vorbim, de fapt, despre un eveniment fericit, pentru că viața e și cu bune și cu rele, așa a dat-o Dumnezeu. Da. Veniserăm să vorbim despre Ecaterina și despre botezul ei. Așa este, da. Viața așa este împărțită. Da, da, da. Noi am fost împreună și la nunta voastră. Da, da. Da, la nunțile. Exact, la nunțile voastre și ne-am petrecut împreună. Și de data aceasta am aflat cu surprindere și burtucul și eu faptul că n-ați mai avut același număr uriaș de nași. Noi ni s-au părut mulți la nuntă. Nu, mie în continuare mi se pare, de ce să fiu sincer, dar acum văd că ați redus la 5 perechi de nași. Acum nunta, adică botezul spre deosebire de nuntă, e cu totul altceva. Eveniment mai mic, mai restrâns. Asta când întreabă preotul, mă întreabă, te lepezi de Satana, răspund toți 5 odată? Da. În cor? Da, da, da. Și cine citește crezul? Toți. Păi ar trebui nașele, adică... Toți nașii au... Toți nașii odată? Da. Dacă se încurcă unul? Păi nu se încurcă. Mai încurcă, merge mai departe. Da. Hai întâi să vedem despre ce vorbim exact ca să înțeleagă toată lumea, după care o să întrebăm și noi. Bun, și când te duci cu plocon la naș? Asta. La toți odată? Și cum te împarți? Asta zic. După nuntă cu 1000 de invitați, au făcut botezul de basm cu 5 perechi de nași. Andrada Bărsăuan și soțul ei, Lazar Arman, au creștinat-o pe Ecaterina, minunea lor de fetiță cu ochi albaștri ca cerul. Evenimentul mult așteptat a fost cu totul diferit față de nunta pe care fericiții părinți au avut-o în urmă cu doar 2 ani. La acel moment, 1000 de invitați au petrecut la nunta celor doi timp de 4 zile și 3 nopți. Da, zice eu că te petrea. Ei bine, în acest an, din cauza pandemiei, micuța Ecaterina a avut parte de un botez minimalist. Lista de invitați a fost redusă considerabil, iar la pregătire au fost prezenți doar cei din familie. Cu zâmbetul pe chip și îmbrăcată într-o frumoasă rochie de gală, Andrada și-a dezmierdat fica încă de la primele ore ale zilei. Mândru din cale afară de mica lor minune, fericitul tătic, Lazar Arman, și-a alintat și el fica în timp ce mămica o ținea în brațe. Nici bunica Ecaterinei nu s-a lăsat mai prejos și, înainte de plecarea spre biserică, a avut grijă ca nepoțica ei să-și ia porția de lapte. What would I do without your smart mouth, drawing me in and you kicking me out? Dacă la cununia Andradei și a lui Lazar, 16 perechi de nași le-au stat alături, pentru creștinarea Ecaterinei doar 5 perechi de nași au fost aleși. Micuța a fost atent îmbrăcată în ținuta de sărbătoare de către nașe, sub atenta supraveghere a mamei. La biserică, cele 5 nașe, îmbrăcate în ținute diferite și atent accesorizate, s-au așezat înaintea altarului cu micuța Ecaterina în brațele uneia dintre ele, toate pregătite pentru mult așteptata ceremonie. Îmbrăcată într-o rochiță de culoare albă cu volane la mâneci, asortată cu o pereche de balerini în aceeași culoare și o bentiță dantelată cu pampon roz, micuța Ecaterina a stat liniștită și nu le-a dat bătăi de cap nașelor. Pe toată durata slujbei, Andrada Bărsăuan și Lazar Arman au fost extrem de emoționați. În numele Tatălui, și al Fiului, și al Sfântului Duh. Amin. Se îmbracă Ecaterina cu haina dreptății,
În numele Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh. Odată creștinată, Ecaterina a primit Sfântul Mir de la preot și binecuvântarea acestuia. Creșteți-o, educați-o și la dânci bătrânețe să vă poarte de grijă. Fiți fericiți, pruncii nou botezate, Ecaterina, părinților, nașilor. Odată încheiată slujba, ținuta micuței a fost schimbată de către nașe cu una demnă de o prințe. Între toate dansurile, cel mai așteptat a fost cel al Andradei cu fiica sa, Ecaterina. Ești mândruț o față, nu mai sta la masă, se ceva de lumea cât ești de frumoasă. Joacă lângă mine și nu-ți fie frică, știu cum să te joc, chiar dacă ești mică. Mult dans și voie bună. De asta au avut parte invitații la botezul fiicei Andradei Bărsăuan și a lui Lazar Arman. Așa cum era de așteptat, Moș Ene a trecut pe la genele Ecaterinei. Iar la momentul tortului, cea mică și-a continuat somnul liniștită în brațele mamei sale. Compus din 10 de prăjiturele și încununat cu un tort în miniatură și artificii, cel mai dulce moment al serii a fost așteptat cu entuziasm de către toți invitații. Mulți-a trăiască! Ecaterina să trăiască, părinții să trăiască, la mulți ani! Și să fie fericită și să aibă noroc în toate. Mulțumim din suflet. Revenind însă la naș, noi chiar vorbeam serios. Adică... Cum ne împărțim noi? Uite, de exemplu, ca tocmai ce a fost lăsat de mese. Bun. Cum ne 15 bucăți? Adică când te duci, cât stai la unul, că dacă stai o jumătate de oră, toți sunt 7 ore și jumătate. Încercăm să ne împărțim, să ajungem pe la toți. Anul ăsta a fost foarte plin, din păcate, și dacă ne urmăresc nașii, ne cerem scuze că nu am ajuns pe la toți, pentru că noi anul ăsta am cântat aproape în fiecare zi. Așa a fost la noi în Maramureș. S-a recuperat după pandemie. De fapt, suntem în continuare acum, din nou, să zic așa, închiși. Dar în vară s-a profitat din plin când s-a putut și am cântat foarte mult. Și nu prea am reușit să ne plimbăm, ba chiar n-am reușit să stăm și cu fetița noastră. Da, e adevărat că venea bunica să vă aducă, să vă arate din când în când între evenimente. Da, fiind aproape în zonă, era un nunț la care venea cu Ecaterina, să o vedem 10 minute, să îi treacă dorul de ea. E foarte greu, dar cariera aceasta nu poate să ia pauză în 2 ani și din fericire avem cine să ne ajute. Asta este o mare binecuvântare pentru noi. Și să fie sănătoasă, că de asta muncim, pentru ea. Iartă-mă, dar nu mă pot abține. Să mă ierte și stimații telespectatori, dar nu pot să-mi iau ochii de pe rochia ta. Este cusută, mărgeluță cu mărgeluță de mână. Da, așa este. Toată este cusută manual. Vreau să-i mulțumesc din suflet pe această cale designerului Anca Tomșa. Este o doamnă minunată din satul mare care... Dar pot să te ridici o secundă să o și văd? Sigur. Pentru că am auzit tot așa din surse, nu pot să spun cine mi-a zis, că ar costa 2000 de euro. Da, cam așa este valoarea ei. Cum spuneam, este toată cusută manual și... Doamne, ce frumos! Să știi că peste tot unde am fost, la fel, toată lumea mi-a spus că nu pot să-și iau ochii de la ea. Și o porc cu mare drag peste tot și sper din suflet să am cât mai multe ținute de
astfel aspect, pentru că mă face să mă simt eu. E adevărat, și în zona de unde veniți voi e foarte important să fii îmbrăcat frumos, să fii mândru, să fii... Eu cred că este important oriunde mergem ca și artist, dar mai ales când ai ceva mai unic, te simți și mai bine. Dar stai să-l întrebăm și să întrebăm un bărbat, adevărat. Tu ai remarcat rochia? Nu, eu sau... cravata domnului. Eu adică eram convinsă că ai remarcat frumusețea... E frumos, pe calapod, pe, adică... Păi nu. Și cravata e pasorte. Cravata cât 500 de euro? Acolo, cam acolo. Dar în sfert, știi cum e din rochia. Eu am o altă curiozitate. Te rog. Știi cum e dacă tot mai intră, dacă-s bărbat? Da. Cine plătește rochia? Cine plătește? Eu. Vezi, bă? Asta e problema. Că femeia o, vede, normal. Îi place și ăsta rupe saxofonul ca să ia rochia. Păi da, da. Păi e corect? Și eu rup microfonul. Știi ce? Ea plătește rochia, ea plătește saxofon, adică eu rochia, ea saxofonul. Ai văzut? Combinăm așa. Aha. Auzi, fericire... data viitoare să faci niște dedicații, să-ți ții tu banii separați pentru rochia. Da? Din fericire, noi muncim împreună, peste da. Tot unde mergem, suntem împreună cu formația noastră la toate evenimentele și la capitolul ăsta nu putem să ne certăm pentru că totul este al familiei. Vreau să vă dau o idee, ca să nu vă mai certați cu nașii, data viitoare să invitați toate cele 15 perechi la restaurant. Păi da. Singura problemă e cine plătește. Păi fini, îți dai seama dacă noi invităm. Aha. Nu, așa se cade. Da, da, așa se cade. Ți-a luat zâmbetul când a zis fini că s-a uitat tot la tine. Și roche și masă. Așa se cade din picioare. Știi ce? Exact. Câte 15 bucăți? Ah, 30 de persoane. Și sunt alături de noi și au fost alături de noi și sunt în continuare și noi suntem atunci când este nevoie. Adevăr că la ziua fetiței voi nu mai cumpărați cadouri. N-are rost. La 15 bucăți, 5 bucăți plus ăștia ai văștit. Ecaterina, cred că urmărește acum, ea are 7 luni. Știm. Da, da. Știe tot, aude tot. Este în fața televizorului cu mama, cu bunica și... Le salutăm și noi cu drag. Acum nu știu dacă ea înțelege, dar va înțelege cum va crește mare și o salutăm. Și salutăm pe toți cei care ne urmăresc, bineînțeles. Ne bucurăm tare mult că am revenit în platoul dumneavoastră după 2 ani, că nu am venit de exact. Când a fost pandemia, am fost însărcinată, pe urmă a fost mai greu pentru mine, dar ne bucurăm tare mult că am revenit. În perioada asta vedeți copilul mai des, bănuiesc. Da, este acum cu... îl vedem, stăm cu el mai mult. Cu el, adică cu ea. Copilul, adică mami de acasă nu zice, uite, ei sunt părinții tăi, vezi? Astăzi sunt îmbrăcați frumos, mâine sunt la nuntă, nu știu unde, poi mâine la nuntă, la... Da. E o perioadă, da, bine, acum vine Crăciunul, nu? Da, și acum este post, e post din da, plin, profităm, ușor, suntem peste tot cu ea, dar la București nu am adus-o pentru că e mare distanța și mai greu acum, la început. Plecați în vreo vacanță? Poate o să fie mai greu. A fost în Spania, hai să-ți povestească. Da, am fost în Spania și da, să știi că m-am îngrijorat înainte să vine dacă o să se vadă ce am pățit în Spania. Am fost într-un city break așa scurt cu finii noștri și... Am ce fost... ne-am gândit noi? Să luăm niște trotinete. Da, zis, hai să încercăm, doar ce se poate întâmpla. Și după ce am mers mult, cred că am mers 30-40 de kilometri. Aproape, nu chiar da, atât, nu dar știu că eram în spatele tău și dintr-o dată am văzut-o la pământ, așa, direct. Da, uite, se vede, uite cât ești de frumoasă. Se vede, da. Când s-a întâmplat asta? Chiar înainte să venim acasă, ca noroc a fost ultima zi și nu mi-a stricat vacanța, cum să spun, în Spania, din fericire, mașinile protejează oamenii care circulă pe trotinete și cred că sunt atenți, pentru că totul s-a întâmplat pe drum, efectiv unde circulă mașinile. Dar norocul meu a fost că soțul meu este mereu în spatele meu, ca întotdeauna, și a avut grijă să mă culeagă de pe jos. Deci, pe moment, sincer, îți spun că atât de dureros a fost impactul că n-a putut să mă ridic. Am și crezut că mi-am rupt piciorul, nici nu mai știu. Da? Doamne, ferește! Sunt periculoasă. Vă mai aveți vreo vacanță programată acum de Revelion? Stați în țară? Sau? De Revelion, dacă vom putea să cântăm și va fi voie, o să cântăm în Maramureș. Noi așteptăm cu mare, mare drag să ne petrecem alături de mărușenii noștri. Și pe urmă, dacă... Se poate și aveți cu tine. Ați fost vreodată plecați în vreo vacanță cu toți nașii? Nu, cu toți nașii. Nu, că se cumpără tot resort, adică voi când închiriați hotelul, nu? Unde mergem? În Antalya, bună ziua, hotel cu tare, da, tot vă rugăm. Ăștia, știți că mai avem două camere, dați afară și cine la administrație, că venim toți. Dar ne-ar bucura tare mult. Acum am fost cu finii noștri și, uite așa, ne întâlnim cu finii. Câți oameni ați avut invitați la botez? Cred că de 120 cam așa, da. Mai mulți nași ca invitați, ce naiba, mă? Eu când ți-am n-am putut, că am fost restricționați de numărul din pandemie. Asta a fost problema.
Da, dar a fost o petrecere foarte frumoasă și ne bucurăm că a putut să o realizăm. Și să ne vedem de acum la aniversări de asta, la un an, la doi. Nu, eu zic să vă apucați de treabă, că fix peste un an eu zic că o să scăpăm, o să fim liberi să facem și noi al doilea botez. Da, nu cred. Asta, nu? Ia întreabă-i. Eu zic să mai așteptăm. Știi cum e? Uite, cum am fost plecați anul ăsta în fiecare zi aproape la cântat, am zis, Doamne, vreau să mă bucur din plin de Ecaterina. Nu să mă gândesc, gata, să facem al doilea, vreau să mă bucur de ea. Acum nu zic nu, ce vrea bunul Dumnezeu, că asta nu-i nu cum nu. Ne dorim noi. Să... Păi da, oricum un copil este eu. Asta nu depinde doar de noi. Da, și este o binecuvântare, dar... În principiu de voi. Păi așa mai vedem. Dar vreau să ne bucurăm și de noi. Știi ce facem? Hai să luăm noi câteva minute, să ne luăm câteva minute și după aia să vă ascultăm cântând, că până la urmă și de asta v-am chemat. Da, și vreau să vă spun că este o melodie care am creat-o acum 2 ani înainte de nunta noastră. Ne-a adus mare succes și abia așteptăm să cântăm și aici în platoul dumneavoastră. În câteva clipe.